Salut și bine v-a regăsit la un nou videoclip de pe acest canal. Fraților, sunteți și noi aici la iepuraș de dimineață. Nu e chiar dimineață, e ora 10. Dar eu le-am dat mâncare mai înainte. Au aici și granule. Uitați-l acolo. Nu știu dacă să-l vând sau să nu-l vând. Uitați-l cât de frumos este. Vă arăt și fetițele astea. Uitați-le aici, s-au întins, nu mai pot. E căldură cred. Uite, s-au și așa granule, dacă se vede. Lucernă verde. Porcușorii au și ei la fel. Uitați aici. O să trească să fete și... Asta. Trească să fete, bă, că nu mai avem. Tată? Aici avem femeluța asta lantă, care are și ea granule acolo, are lucernă. Bătrânul, nu-i chiar bătrân, are un an, cred, sau încă nu are un an. Ați-l acolo. Îmi place de el pentru că nici el nu prea mănâncă așa de bine. Femeluța asta lantă, care și ea are granule aici. Uitați acolo, mai are ceva granule, că ea mănâncă foarte bine. Și de lucernă. Fraților, femeluța asta nu știu cu ce mai trăiește, trăiește cu aia, nu știu ce trăiește asta. Are și aici lucernă și granule astea le vau. Le are de o săptămână și văd că nu le mănâncă. A slăbit foarte, foarte mult. Vreau să-mi spuneți în comentarii de ce. Pentru că am dat-o la montă și a prins și a slăbit foarte mult, fraților. A slăbit. Aici îl avem pe ăsta, care e foarte mare. Uitați cât de mare este. Și încă va mai crește. Să-l viscos pe ăsta aici și asta să vi-l arăt. Na, op, așa. Uitați cât de mare este, fraților. Uitați-l cât de mare este. Nu știu dacă se vede așa bine de la soare. E foarte mare și încă este în creștere. Uitați-l. Îmi place urechea lui pentru că este așa mai... Cum să vă zic? Mai larg aici, la așa. Oh, uitați-l cât de mare este, fraților. Îl țin pereche cu asta lant, cu asta lant, cu femeia aia de școle francez. Am închis aici. Aici l-avem pe ăsta care doarme. Bă! Ce faci? Ia uitați cât de rău este. Nu știu, frate, eu nu fac nimic. Nu prea mă joc așa cu el. Aici jos, după cum știți, nu mai avea nimic. Am aici ceva lucernă, să vă arăt. Așa. Ceva lucernă verde. Mai am. Aici am farașul. Asta cu mâncare, cuțitul care le mai dau cartofi și le tai. Ăsta nu știu caut aici. Colivia aia pentru că am adus un iepuraș acum aproape o lună și îl țineam acolo când aveam loc. Uitați aici și asta, femeluța asta, o să vreau să-i găsesc o pereche fix așa ca ea, dar deocamdată nu mai vreau iepuri sau poate o să-mi fete asta lantă dacă nu pățește ceva, vreau să îmi spuneți în comentarii de ce a slăbit așa și ce pot face. I-am dat selevițul în apă, ne-am pus și na, când le dau apă, nu le mai dau verdeață. O să încerc să le dau și puțină apă cu, când le dau și lucernă, să văd ce se întâmplă. Pentru că le-am mai dat mai
în viitor, în trecut și n-au pățit chiar nimic. Uitați-vă, Miluța. Ei tot varsă apa în continuu. Masculașul ăsta, ia uitați-l. Este mascul. Ia uitați-l ce. Cât de frumos este. Mi-e așa drag de el. Bă, fraților, și cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Cu voi a fost Alex, ne vedem clipul următor. Pa, pa!